Stările de nervozitate sunt experimentate de fiecare dintre noi. Ele provin din factori externi și externi agresivi care stimulează puternic sistemul nervos și produc stări de anxietate, stres, neliniște și insomnie. Bun găsit la o nouă ediție și la un nou sezon a emisiunii Medicina pentru toți. Astăzi vorbim cu doamna doctor Maria Cristache despre nervozitatea la copii și implicit adolescenți. Bun găsit! Bine ați venit! Într-adevăr, sezon și calendaristic, și în planul pregătirii la copii și adolescenți, un nou început de școală sosirea toamnei, în curând și schimbarea orei de vară, treceam la ora de iarnă. Toate trebuie să le facem bine și la un ritm rapid. E nevoie de adaptare, adaptare care de o perioadă de adaptare, tranzițiile în general, cer și solicită totdeauna psihicul nostru să ne adaptăm. E, de felul în care o facem, de felul în care reușim să o facem, atingem și performanță. Și când vorbim de, de copii, de adolescenți, ne gândim în primul rând la școlari, da? la cei prinși într-o formă de învățământ, care chiar la cei începători, care abia apășesc pe, pe, în clasele începătoare, pregătitoare, până la cei care acum încep uh, ciclul 2 în gimnaziu, cei care merg la liceu, faptul că își schimbă colegii, își schimbă mediul, schimbă profesorii, uh, implicațiile sunt uh, multiple. Frecvent auzim, lasă-mă, am nervi. Uh, copiază pe cei mari, dar uh, la uh, o Tentă, urmărirea copiilor noștri, observăm că de când îi naștem parcă sunt mai agitați, mai nervoși și mai puțin complianți la problemele și la obligațiile și la îndatoririle și mai greu se supun unui program riguros pe care parcă noi îl acceptăm și îl Traversam cu mai multă complianță. Este de lucrat, nu numai școala este responsabilă, fiecare părinte trebuie să-și aloce mai mult timp de urmărit și de, de luat decizie acolo unde această nervozitate nu poate fi stăpânită, nu poate fi controlată, nu consideră. Părintele, că nu poate să rezolve problema, este de, de domeniul psihologului, poate chiar al psihiatrului. De unde provin aceste stări de nervozitate? Sunt psihice, clar, dar în evoluția, în creșterea, în dezvoltarea copilului și adolescentului sunt momente de cumpână, când trecerea de la o etapă la alta cere o dezvoltare, o maturizare pe etape de vârstă care să-i permită copilului adolescentului să poată să testeze realitatea, să înțeleagă ce trebuie, ce are de făcut și mai ales în ce manieră poate să o facă ne este dat să vedem pentru că și noi suntem părinți și noi am traversat anumite etape cu copiii noștri și cu meseria de părinte nu se studiază din niciun manual am fost nevoiți și suntem în continuare nevoiți să găsim soluții care nu de cele mai multe ori sunt propice sau sunt exact la soluția pe care tu o aduci în, în discuție astăzi Uh, trebuie o pregătire și a părintelui pentru că să traverseze asemenea situații de criză emoțională, crize de afect, cum le numim noi terapiști, nu este ușor și nu este chiar la îndemâna oricui să poată să le traverseze. Uh, ceea ce pot să recomand în momentul de față, în momentul în care părinte vede că Asemenea stări se repetă la copilul, uneori inexplicabile, uneori cauzate de mici frustrări, că nu i-ai oferit laptopul, că nu i ai oferit calculatorul, că nu i-ai luat telefonul performant, că astea sunt vremurile, da? Uh, sau de orice alt ordin, da? Uh, îi vezi că imediat reacțiile sunt paradoxale și uneori explozive și criza de nervi, cum o numim noi românii, da? uneori traduce pentru viitor debutul unor probleme de, de ordin structural intrapsihice, tulburări de personalitate, în primul rând, sau și mai mult, uneori, chiar dacă stau latente, debutul unor tulburări psihice serioase. Cum trecem peste aceste obstacole, noi ca părinți? Da, da, întrebarea ta merită 20 de puncte. Este dificil, dar totuși trebuie să le traversăm. Pentru asta, atenție sporită, grozav este să nu ajungem cu copiii noștri în asemenea situații. Adică, educația nu se face numai în stările astea de criză, de afect ale copilului. Educația este un, un proces, un fenomen continuu, da? Pentru că trebuie, mlădițele astea tinere trebuie formate și ajutate să se dezvolte încât, încât, orice explicație este binevenită, orice manieră. Erau bunicii și părinții noștri care ne învățau că cei șapte ani de acasă rămân capital în formarea viitorului Ins, da? Deci, sunt lucruri care se deprind până la 3 ani, până la 4 ani, când copilul realizează și transferă totul din, din lumea imaginară în lumea realului. Este un moment psihologic aparte, când, dacă la acea etapă de vârstă observ că ceva nu este în regulă cu copilul tău, automat trebuie să-i faci o evaluare psihologică. Căderea nervoasă este o boală temporară, dar acută, care dă peste cap activitățile și starea psihică a unei persoane. Este bine să știi că o cădere nervoasă definește un spectru larg de tulburări psihice, însă medicii nu folosesc acest termen pentru diagnostic. De obicei, căderea nervoasă este asociată cu depresia și anxietatea. Cât de gravă este căderea nervoasă? Este, pentru că nu este de ignorată, în primul rând. Dacă este o situație singulară, nu prezintă oarece risc da? pentru viitor. Dar dacă copilul face un mod de a, de a exista din asemenea comportament și asemenea ieșiri și asemenea raptusuri, lucrurile sunt cât, cât se poate de serioase și că privesc o intervenție terapeutică de un anumitorul. Părinților le este rușine să meargă la specialist. Uh, nu. Nu poate să aducă niciun beneficiu, nu poate să o asemenea atitudine nu poate să fie benefică și nu vine cu nimic în întâmpinarea rezolvării problemei, care, repet, chiar dacă situația ți se pare, o tolerezi ca părinte, o accepti, o ascunzi, o tratezi cu rușine. Într-adevăr că la noi încă mai sunt reminiscențe are are educații de înainte de, de 89 când oamenii nu știau decât să și ascundă defectele, nu vorbeau decât pe la cursuri sau numai în intimitate. În zilele noastre oamenii trebuie să părinții trebuie să informați și nu cred că, că este așa de greu. Să cer o părere unui specialist, pentru că pe internet, într-adevăr, te duci și cauți, dar nu totdeauna ajungi să găsești și soluția propice, necesară și în la o asemenea situație a copilului tău. De ce unii fac astfel de crize nervoase și alții nu? Ține strict de structura intrapsihică, de uh, emotivitate, de puterea de a înțelege. Realitatea de a o testa și de a o stăpâni chiar cu mintea unui copil de 4 ani, de 8 ani, de 10 ani, și pe urmă la, la adolescent, acumulările pe care le, le facem mental, mentale și mai ales suportul pe care acesta, deci dezvoltarea creierului, la unii copil survine și unii sunt chiar psihologic mai dezvoltați. Din punct de vedere psihoemoțional, pe când alții, chiar și la vârste mai înaintate, și la adolescență, și aici se întâmplă marile drame, când copii trecuți de 10-14 ani nu și-au făcut un și n-au înțeles felul de a se purta, felul de a-și de a, de a suporta colegii și comportamentul. Uneori, vedem și noi în școli destul de, de agresiv al copiilor, de a trece și de a, de a evita anumite situații. De aici survin și, și aceste crize care, dacă nu ți educi copilul și nu poate la un moment dat să le stăpânească, devin permanente și uh, traduce un lucru serios care poate să, să privească nu numai dezvoltare poate să devină un impediment efectiv în dezvoltarea lui uh, psihoemoțională de mai târziu. Odată cu trecerea timpului, experimentarea repetată a stărilor de nervozitate poate degenera în tulburări fiziologice și psihologice grave, motiv pentru care este importantă prevenirea și inhibarea lor imediat ce se instalează. Transformările biologice prin care trece uh, un uh, copil ajuns la 10-12 ani, deși în zilele noastre vedem că debutul pu pubertății a scăzut mult de tot, că te aștepți ca și copiii zilor noastre să înțeleagă menirea și rolul și rostul și a școlii și a educației din familie și a internetului și absolut la, la, la toate lucrurile cu care vin în contact și la toate domeniile de, de cunoaștere în care, în care trebuie să se lanseze pentru traiectoria lor, viitoare, se întâmplă în zilele noastre și trebuie să o recunoaștem că internetul a adus cu el o cantitate enormă de informații pe care în care copiii noștri plutesc, navighează, da și că în lipsa unor a unei supravegheri, a unei îndrumări, practic, din partea așa părinților și a școlii, ei reușesc să pătrundă într-o lume care nu este de, de specifică uneori vârstei și preocupările lor, de aici și problemele Generației viitoare, poate noi nu, nu înțelegem sau zice că um, nu se poate ca internetul să ocupe și să, să fure efectiv viața copiilor noștri, dar este singurul mod de a accesa la date, la informații, la, la noțiuni, la date științifice și de, de, de cunoaștere pe care noi nu le-am avut. Dar una este să o folosești pozitiv în formarea, în dezvoltarea uh, orizontului copilului tău și alta este să uh, se limiteze la anumite cunoștințe, site-uri care n-aduc în niciun fel de beneficiu în dezvoltarea, în cunoașterea de sine a copilului, adolescentului la, la vârsta pe care uh, care o are. Deci... Eu... Orice persoană care trăiește într-un stres continuu este predispusă la o cădere nervoasă. În momentul în care acea persoană se simte singură, neajutorată și neputincioasă în fața problemelor, tinde să capete o stare de nervozitate care o face să se comporte anormal, să fie agitată și să aibă în permanență o stare de neliniște. E adevărat că până la adolescență toate deprinderile, toate cunoștințele, tot comportamentul adecvat pe care un copil, un adolescent le, și le-a le însușit, îi servesc ca perioada aceasta plină de, de, de transformări fizice și psihologice să urmeze lin, să urmeze un curs firesc, astfel încât la 18 ani Adolescentul, tânărul, să aibă și să-și contureze propria identitate, să-și contureze, creeze așa cum, cum a stabilit Freud în perceptele lui de a-și dezvolta propriul ideal de eu. E adevărat că în zilele noastre, parcă nu mai avem modele, și copiii noștri sunt lipsiți de asemenea lucruri, dar nu este decât o, o, percepere superficială și greșită, pentru că este imposibil, chiar dacă uh, mass media aduce nu totdeauna în prim plan modele de demne de urmat, dar sunt foarte convinsă copiii care își doresc și realizează, uh, își formează idealul de eu, trebuie să înțeleagă că trebuie să fie ei înșie. Și în funcție de, de, de felul în care îi percep acest lucru, din felul în care îi ajutăm și noi să înțeleagă în ce fel trebuie să privească, să se privească, da? Să-și privească propriul viitor, practic, cum se proiectează el în viitor, uh, se merge în toată lumea civilizată pe vocațional, pe cultivarea calităților, și aici este rolul nostru și al școlii, da, în a dezvolta și a cultiva talente, a cultiva spiritual acești copii care sunt fer convinsă că foarte mult dintre ei sunt copii dotați, dar trebuie să trebuie să prișiniți, trebuie să formați încât să-i percepem la 18-19 ani, când termină liceul, că uh, sunt uh, pregătiți, psihologic, pentru a intra în, în, în vârtoarea vieții, în uh, a fi motivați, a fi apți, să poată merge singur pe drumul lor în viața. Părinții au un rol important, trebuie să comunice cu ei. Comunicarea rămâne uh, Principalul mod și cale de a-ți cunoaște copilul, de a-l îndruma, de a fi lângă el în orice moment. E adevărat că generațiile actuale parcă uh, transmiterea între generații parcă a devenit de suet, dar uh, sunt fer convinsă că uh, oricât de păreri diferite am avea pentru că trebuie să recunoaștem. Ne-am format, ne-am dezvoltat într-o anumită, într-un anumit fel că lucrurile se schimbă și societatea încă, încă nu este așezată pe criterii valorice, pe modele. Suntem singurii din viața copiilor noștri care putem, chiar dacă pentru ei la 18-19 ani nu mai constituim modele demne de urmat, pentru că toată psihologia a demonstrat că părintele, oricât de reprezentativ ar fi din punct de vedere social, moral, nu poate fi modelul și nu a constituit. Istoria a aprobat că personalități științifice, spre exemplu, n-au constituit modele pentru proprii copii. Într-adevăr, este foarte greu. Dar, de felul în care o faci, de felul în care știi să cultivi încrederea în propriile forțe ale copilului tău, știi că vei măcar ai sentimentul că ai făcut ce trebuie pentru, pentru copilul tău. Așa cum a spus dumneavoastră, copiii sunt nervoși încă de la naștere. De unde intervin aceste da, stări? Pentru că o mamă în zilele noastre trebuie să fie și bună profesionistă și soție. Nu mai sunt vremurile ca pe vremurile bunicilor, străbunicilor noastre, când femeia era casnică, când se ocupa și efectiv existența ei era dedicată creșterii și educării copiilor. Da? Trim mileniul vitezei și toate le facem uh, parcă mai puțin programat, da? Uh, stresul ne paște la orice pas pentru că uh, trebuie să rezolvăm uh, lucruri uneori imprevizibile. Sunt situații care survin tocmai datorită acestei, acestor vremuri în care, repet, societatea nu este. Parcă nu ne aduce acea calmie de care toți avem nevoie, pe care o găsim poate numai rare ori în concediu, numai când ne retragem în mijlocul naturii, când fugim de lume, de aglomerație, de societate în general. E adevărat că în intimitate fiecare trebuie să avem momente de reflexie și de atenție maximă vis-a-vis de copiii noștri și că chiar dacă noi am trăit, să zicem, o copilărie mai angoasantă, mai plină de... de o fost vremuri, nu? Trebuie să recunoaștem cele de ordin material. Copiii noștri se bucură totuși la vremurile astea de, de alte condiții și sunt fără convinsă că au alte perspective decât am avut-o noi să se formeze și să se profeseze, să poată să facă mult mai mult decât am putut să facem noi. Căderea nervoasă se manifestă diferit de la individ la individ și poate degenera din alte afecțiuni pe fond nervos. Căderea nervoasă poate afecta viața personală și profesională a unei persoane. Ce trebuie schimbat în comportamentul copiilor? Foarte multe. De la... comportamentul de zi cu zi, de la lor față de bunici, de părinți, de colegii de școală, de colegii de joacă, la mai târziu și la, 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 puterea de a, de a se adapta mediului școlar. Totul trebuie, trebuie urmărit și intervenind acolo unde vezi că sunt deviații, unde sunt lucruri ieșite din, din, normal, este datoria ta de părinte, în primul rând, și al cere ajutorul specialistului acolo unde nu consider că nu poți și nu e suficient de, de instruit. Pentru că, în voie să spun, dragă Tatiana, niciun doctor, să zic, niciun pediatru nu își tratează, spre exemplu, de exemplu, deontologic Așa este, să nu, nu stratezi copilul singur. Da, păi, în al l forma, al l educa, al l uh, face să deprindă uh, și să fie în stare, în fiecare moment, să facă deosebirea între ce e bine și ce e rău. Deci, uh, lucrurile nu sunt deloc simple și, uh, așa cum Spune, și nu e o vorbă mare, că cea mai bună investiție, cea mai valoroasă, inestimabilă investiție pentru noi părinții rămân copiii noștri, trebuie să recunoaștem că este o muncă titanică și o datorie, pe morală pe care noi o avem, pentru că și față de noi, alții au avut grijă și ne-au crescut și s-au ocupat și și au dedicat... Uh, Uneori au fost situații de părinți de mame, mai ales, care și-au dedicat toată viața educării copiilor. Și uh, sunt fer convinsă că nu este și n a fost decât un plus adus uh, și în plan personal, și, și în plan social, pentru că Așa cum îi deprindem, așa cum îi educăm Numai în cei șapte ani de acasă Așa cum ne ocupăm de ei Până la 18 ani Pentru că trebuie făcut lucrul ăsta cu, cu, cu mare atenție În vremurile noastre Femeia are mai multe atribuții Decât bărbatul Și aici este o problemă De acord, de acord. Este obligația egală A celor doi soți de a interveni Este grozav Și teribil Comunicarea între părinți să fie la unison, să fie armonică, să fie, cum să spun, soluțiile găsite de comun acord, pentru că mi-a fost dat să văd în ședințe de terapie, când unul din părinți avea o atitudine și o înțelegere a problemelor copilului reale, de ordin psihic, pe când celălalt avea cu totul altă abordare. Ori în situații de felul acesta, nici copilul nu mai are ce să înțeleagă din atitudinea părinților, din uh, rațiunile lor și mai ales din uh, soluțiile pe care trebuie să le găsim în orice moment la problemele copiilor, copiilor noștri. Da? Pentru stările de nervozitate, medicamentele nu sunt întotdeauna cea mai bună alegere spre a te calma. Cel mai bine pentru a-ți reveni este să faci o plimbare la aer curat pentru a-ți schimba starea, pentru a-ți limpezi mintea și a te liniști. Numele meu este Tatiana Botiță și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Adoptați o atitudine pozitivă în orice problemă pe care o întâmpinați. La revedere.